pregătiri pentru a 29-a ediție a Festivalului Internațional Europa Fest, care va avea loc în perioada 1-9 iulie la București și va reuni muzicieni din peste 20 de țări. Anunțul privind festivalul a fost făcut marți seară la Palatul Elisabeta, în cadrul unei reuniuni la care au participat, printre alții, principele Radu în calitate de reprezentant al familiei regale și directorul Europa Fest, Luigi Gagius. Avem înscrise în festival 24 de trupe, ceea ce reprezintă în principal cam de 3 ori mai mult cât are un festival de jazz în România. Cele 9 zile de festival din iulie să fie din nou un regal de muzică, de atât de diverse esențe și venită de la atâtea talente, de la atâtea culturi, de la atâtea civilizații, de la atâtea temperamente, cum sunt cele țările pe care muzicienii veniți la noi le vor reprezenta. Spectacolele vor fi organizate în spații din Palatul Regal și Cafe Festival. În 2005, Europa Fest a fost primul eveniment din România care s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Casei Regale. Din 2015 a fost inclus pe lista celor mai apreciate festivaluri din Europa.